Salut și am găsit la un nou joc pe acest canal. Eu sunt Unreal Byte și am găsit la episodul cu numărul 20 din EFC 24. Noi am rămas la returul din Carabao Cup contra la Manchester United. Știm din episodul trecut că i-am bătut destul de grav. Vini, fază foarte bună creată. Reușește Vini să înscrie. Diogo Jota pe lângă portar reușește acest gol foarte important. Diogo Jota marchează pentru Liverpool. Însă meciul ăsta este returul și este destul de important ca să trecem mai departe. Nu uitați, dacă vă place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut-o deja și să apăsați clopoțelul pentru mai multe notificări. Din episodul trecut, ține minte că s-a întâmplat ceva foarte șocant. Diogo Jota a fost transferat la Manchester City, rivala noastră. Manchester City l-a cumpărat pe Diogo Jota folosind acea opțiune de clauză. Însă noi ne-am ales cu niște bani foarte, foarte mulți, adică 171 de milioane sunt niște bani și avem nevoie de un atacant nou neapărat. Ei bine, am pus pe comunitate acolo două variante foarte bune, care cred eu că ambele sunt destul de echilibrate, însă nu prea a votat nimeni, ceea ce e naș. Dar nu contează chestia asta, pentru că deja știam eu cine o să iasă și cine o să câștige. Și câștigătorul, de fapt, să zic așa, adică jucătorul pe care o să-l transferm, este Lautaro Martinez. Lautaro Martinez este un jucător argentinian, 27 de ani, niște playstyle-uri destul de bine, vedem acolo că are flair, are trenicia, are un trivela destul de bine acolo, 4-4, destul de bun, destul de micuț, așa se poate strecura. Însă este mai slab decât Diogo Jota, eu așa zic, cred că este mai slab decât Diogo Jota. Cota de piață a lui este de 112 milioane de euro, o cotă destul de mare, însă poate reuși să scoatem mai puțin, cine știe, vedem. Haideți să vedem ce reușim să facem, oare reușim să transferăm un nou atacant. Haideți să începem cu o ofertă de 100 de milioane, haideți să vedem dacă este de acord cu 100 de milioane. Pare că vine cu o contraofertă de 103 milioane de euro. Ofertă foarte bună, o acceptăm din prima. Este o ofertă perfectă pentru noi. Negociem și contractul și se pare că vrea squadrul crucial. O să-i dăm categoric crucial. O să-i dăm pe 4 ani, așa cum vrea el. Fără clauză, pentru că ține minte că așa ne-a furat City jucătorul. Fără clauză. Scoatem bonus aici și o să rămână 175. S-ar rotunji la 185, nicio problemă. Îl vedem cum intră, este un star, exact, este, are overall destul de mare, este un star. Haideți să vedem cum intră pe ușa clubului și îl primește destul de bine acolo Jürgen Klopp. Primește numărul 9, un număr perfect pentru el. Să vedem însă dacă reușește să ajungă la așteptările noastre. Haideți să vedem ce notă luăm pe acest transfer și este ce. Ok, ok. Oh, la 85 puteam să scoatem. Wow. Și îl punem aici pe Lautaro Martinez pe poziție de striker. O să-l facem striker pentru că era CF, center forward. Are 27 de ani, însă cred că putem să-i dăm un development plan destul de bun, pentru că pace-ul este destul de mic. Însă după cum văd eu, orice development plan aș încerca să-i dau, o să crească foarte, foarte greu. Vedem acolo că 90 de săptămâni o să crească, da, destul de greu. O să-i dăm totuși aici poacher, pentru că mi se pare ce mai ok. Sprint speed o să crească și puțin la shooting. Primim ofertă pentru loan, pentru Alves, jucătorul nostru din Academie. O să-i dăm un negociu să vedem dacă vrea fără opțiune de cumpărare. Da, se pare că nu este de acord, asta este. Alves mai primește o ofertă de împrumut de la Anderlecht și Anderlecht acceptă 2 ani, deci este destul de bine. Se pare că Elliot primește o ofertă destul de bună de la Manchester United. Cred că o să o acceptăm din simplu fapt pentru că noi nu jucăm pe Elliot absolut deloc și avem nevoie de banii, pentru că mă gândesc să aducem încă un jucător acolo pe rezervă. Așa că acceptăm acest transfer. E bine, și se pare că jucătorul nostru pleacă în loan. Eu am mult succes și l-așteptăm cu overall-ul crescut. Elliot mai primește o ofertă de la Paris Saint-Germain. 32 de milioane. O să acceptăm categoric pe asta. Să sperăm că o alege drumul spre Paris Saint-Germain, unde cred eu că oricum este mai bine. Însă, până atunci, următorul meci v-am spus că este contra la Manchester United în Carabao Cup și categoric îl vom juca. Aceasta este echipa lui Manchester United, o echipă pe care ați mai văzut de-a lungul carierei. Nu prea să schimbă multe, deci să trece trei la echipa noastră. Unde vedem acolo că avem atacul ăsta foarte, foarte frumos, Vini, Martinez și Salah, un atac foarte bun, mijlocul foarte bun, defensiva foarte bun. Ce să mai... Cam pitre cea mai bună echipă din lume. Da, și în ce meci avem un avantaj, având în vedere că meciul trecut am câștigat cu 3-2.
Însă, haide să ne culcăm pe ureche și să reușim să câștigăm și acest meci. Fază importantă pentru Manchester United. Ce bară! Ce cap foarte bun acolo, însă ce bară a dat acolo Rashford, dacă nu mă șel. Fernandes e bine de balon, trece foarte bine acolo. Pasă bun la un alt. Ce șut bun, însă este acolo Alisson. Fini pleacă pe contraatac, are un jucător în față. Haide să vedem, reușește acolo să treacă de el. Îl vede pe Lautaro Martin. Nu, e Musiala. Musiala și Musiala pe lângă portar. Era sigur, eram sigur că o să scriu la faza asta. Însă credeam că este Martinez. Dar oricum Musiala reușește să înscrie și ne pune în avantaj. Și acum avem un avans de 2 goluri. Rashford are destul de mult spațiu, însă este acolo Arnold care intră perfect acolo la balon. Și acolo la Martinez, Martinez are șansa să marcheze. Martinez înscrie într-un meci foarte important, se face 2-0. Deja Manchester United nu mai are nicio șansă. Martinez reușește să înscrie. Revedem faza foarte bună acolo, combinația, ce pasă foarte bună peste jucători. Și Martinez, keep it simple, dar este un gol. Este un gol foarte frumos. Da, și se pare că în lipsa lui Diogo Jota ne descurcăm destul de bine. Martinez se pare că deja și-a făcut intrare de de bine. Ce faulă la Lautaro Martinez, să sperăm că nu poate să știe ceva. Dacă se accidentează, e clar. Și se arată galben lui Lisandro Martinez. Foarte bine acolo, pasă la Martinez. Martinez pe lângă portar, reușește al doilea gol în acest meci. Și deja, da. Oricum era terminat de la golul anterior, dar acum doar ne bătem joc. Revedem faza foarte bună, pasă Martinez, găsește, este acolo mereu. Mereu este într-un spațiu liber. Da, și o păstrează simplu acolo pe lângă portar. Lautaro Martinez cu un power shot. Haideți să vedem apar acolo Nana. Ce aproape a fost acolo Lautaro Martinez să marcheze. Martinez, șut foarte bun, însă apar acolo Nana. Avem nevoie de prosperitate în teren, așa că facem și schimbări foarte bune aici. Banca de rezervă este destul de întărită. Dar reușim să câștigăm meciul cu 6-2 la general. Acest meci îl câștigăm însă cu 3-0. Trecem mai departe în Carabao Cup datorită lui Martinez, aș putea să zic. Martinez fiind autorul la 2 goluri. Și se pare că Elliot se transferă în cele din urmă. Da, este jucător destul de bun. În viața reală a suferit un accident foarte grav în timpul meciului Euro. Însă, da, în carieră noi nu l-am fost așa de mult, dar banii sunt foarte buni. Hai să vedem la ce echipă, la Manchester United, echipa pe care tocmai ce am înfrânt-o. Ce s-a zis, pare este Germain oare? Și este ce? Ok. Și se pare că suntem în ultimele ore de mercato. Însă vreau să mai facem un ultim transfer și eu zic să fie un portar, pentru că chiar vreau să avem un portar destul de bun acolo pe rezerve. Hai să vedem dacă putem să luăm 6 milioane și se pare că este de acord. Gulag și se pare că vine la Liverpool, face și contractul acum repede, repejor. O să-i pune în rotation, să vedem dacă este de acord, este de acord. 2 ani este de ajuns, ok, vrea 2 ani. Da, și Gulag și vine la Liverpool pe poziția de portar, doar că la rezerve este un portar bătrân, dar care o să ne ajute în caz că Alisson, ce știe, nu o să poată să joace sau... Da, să fie acolo oricum. Haideți să vedem ce notă luăm pe Gulag și este un C. Ok, azi am luat numai C. Am înțeles. Îl punem aici foarte frumos și acum rezervele chiar arată foarte, foarte bine. Scalvini ce mai are 79 overall și n-are 80, dar este total ok. Iar acum putem să trecem foarte bine peste deadline day. Îi dăm skip și vedem cum trece acolo orele. Următorul meci este în Emirates Cup. Un meci destul de ușor, deci o să-l joc, dar o să las fazele importante. Da, și începe meciul. Haideți să vedem dacă reușim să trecem mai departe în Emirates Cup. Oh, ce fault acolo de la Szoboszlai. Da, vede galbenul, faul destul de puternic. Și foarte bine acolo Trivela Martinez marchează cu Trivela. N-ai ce zi, mă. Deci are și technical, și Trivela, și flair. Deci playstyle-urile astea sunt perfecte pentru un atacant. Revedem faza. Foarte bine acolo pleacă Martinez și cu un Trivela foarte bun. Portarul n-are nicio șansă să o apere pe aia. Martinez din nou, ce șut bun! N-ai mă ce să-i zici, mă, bă, parcă orice șut pe poartă, aproape orice șut pe poartă, este gol. N-ai mă ce să-i zici, bine mă, Martinez. Deja 2 meciuri și deja 4 goluri, revedem faza, da, ce bine acolo, bă, cred că a fost green time oricum,
și fără să apăse nimic. Minutul 88, haide să vedem fază bună pentru noi. La Van Dijk, Van Dijk reușește Farfeca. Van Dijk în latul, Van Dijk în loc să dea cu capul, alege Farfeca și înscrie 3-0 pentru Liverpool. Revedem faza, Mohamed Salah cu o centrare foarte bună și Van Dijk ne arată că este cea curbat. Da, și se termină meciul, câștigăm destul de lejer 3-0 și trecem mai departe în Emirates Cup. Se pare că ne-a venit Marcel Scott din report, haide să ne poate de data asta, n-am mai venit de mult ceva, poate de data asta vine ceva bun. Wow, Giovanni Simon, 3 milioane, wow. Deci noi vrem de obicei 2 milioane, dar asta e, nu, e 3 milioane. Sign player, wow. Dar restul sunt slab toți. Ok, la olandez a avut foarte mare noroc. Haideți să vedem, poate la Argentina găsim un next Messi, poate. Dar după cum se vede, nu găsim absolut nimic. Ultimul scout la spaniol, haideți să vedem. Poate ăsta să fie bun? Nu e bun, absolut niciun. Însă îl acceptă Giovanni Simon, un fundaș olandez. Mi-aduce aminte puțin de Van Dijk, doar că el nu prea e de culoare închisă. Dar totuși, un jucător foarte mare, 17 ani, înseamnă că putem să-i dăm promote to senior team. O să-i dăm un development plan foarte bun aici, stopper. E perfect pentru el. Da, și el avea aici la echipă, l-am pus deja pe lista de transferuri de împrumut. Nu știu dacă o să crească foarte mult cât timp mai continuăm cariera noastră, dar sunt curios să văd cam pe la ce overall ajunge. Următorul meci este contra la Southampton în Premier League. Un meci destul de ușor, așa că haide să-i simulăm rapid. Aceasta este echipa cu care o să intrăm în meci, parcă nu mai recunosc. Deci n-are ce treabă cu echipa noastră, cu startul nostru, pentru că tot 11 nostru este pe banca de rezerve. Undeva chiar ies de pe banca de rezerve, ar fi Vini și Salah. Însă totuși este cu Southampton și oricum vrem să-i odihnim pe ceilalți jucători. Haideți să vedem ce reușește să facă echipa asta și reușim să-i batem și așa. Szoboszlai, Scalvini, Carvalho și Alexander Arnold în minutul 2. Reușim să câștigăm foarte bine acolo. Vedeți că și fără primul 11 tot câștigăm. Primim o ofertă de la Beşiktaş, loan to buy pentru Simon, însă vreau doar să-l împrumut. Haideți să vedem dacă e de acord. Da, din păcate nu e de acord. Am mai avut noi antecedente cu Beşiktaş, asta este, ei pierd. Următorul meci este contra la Manchester City. Nu știu, am simțit că perioada asta și cred că sezonul ăsta am dat numai de Manchester City și Manchester United, numai meciurile astea. Deci cred că am jucat în acest sezon cu Manchester City, cred că asta e 5-a oară de când joc cu Manchester City. Oricum, aceasta este echipa lui Manchester City, da, nu pot să privesc Diogo Jota, ce cauți acolo, Diogo Jota, ce trădare, wow. Eu nu semnam, acest meci este foarte important, clar, deci o să intrăm cu full team, fără nicio discuție. Da, și în ce meci, haideți să vedem, reușim să îi batem pe Manchester City și să arătăm lui Diogo Jota că nu trebuia să plece de la Liverpool. Diogo Jota la balon, nu te du! Nu, Diogo Jota! Oh, ce s-a spus pe burtă, este fault, wow. Haideți să vedem, Haaland, centrare bună spre Doku, însă este acolo Van Dijk. Hai de vini, ai viteză, du-te, tată, du-te! Pasă la Martinez. Martinez înscrie în derby acesta foarte, foarte important. Lautaro Martinez nu-l interesează. Diogo Jota a fost titular foarte mult timp, dar de când a venit Lautaro Martinez, parcă a schimbat tot meciul, parcă a schimbat tot jocul Liverpoolului. Revedem faza, pac, direct în plasa adversarilor. Nu le dă nicio șansă Martinez. Bine acolo, Martinez trece foarte bine. Haideți să vedem. Și Martinez nu reușește, apar acolo Ederson. E greu să-l bați pe Ederson. Haideți să vedem, corner, Alexander Arnold înspre Konate, ce farfecă, însă este pe lângă poartă. Vine acolo, pasă la Martinez peste portar, nu reușește. Vede acolo ceva Ederson și o apără destul de bine. Haideți să vedem, Mohamed Salah la Konate nu reușește. Se bine să duce acolo, nu pot să cred. Da, ne luăm gol, nu pot să cred. Deci Davis s-a dus de la defensivă până în atac, s-a dus Davis. Și, na, KDB a trebuit doar să-mi scrie. Da, ne luăm gol de la Manchester City aici. Revedem faza, Davis, uite și tu. Davis, ce caut acolo Davis? Găsește pe KDB, urcat bine și, na, reușește să scrie. Vine acolo Gakpo, ce se duce Gakpo? Însă Ederson este bine acolo, apăr, wow. Vine acolo Musiala, ce combinație bună de pase. Musiala înscrie și face 2-1 la final de meci. Vine șansă foarte bună, are viteză foarte mare.
Aha, apără Ederson, wow! Ce reflex acolo are Ederson. Haideți să vedem ultima fază de meci. Centrare înspre Martinez. Nu reușește, prea scund acolo. Da, și se termină meciul. Reușim să câștigăm 2-1. Martinez marchează în meciul ăsta foarte important, dar și Musiala, două transferuri foarte bune, două jucători cu valoare. Iar timpul la urmă lui Jota că nu trebuia să plece, trebuia să rămână aici unde e locul. Dar asta este. Dar și se pare că Celtic până la urmă vrea să îl împrumute pe Simon. Destul de ok, 2 ani însă. Da, și se pare că Simon a plecat, sau nu știu jucătorul ăsta de fapt, dar cred că a plecat în loan. Nu, e Alves, ok, Alves a plecat un an la Getafe. Următorul meci este contra la Nottingham Forest în Premier League. Haideți să simulăm și pe acesta rapid. O să trec cu full team, oricum cred că câștigăm. Dacă nu câștigăm, e nu dați like. Deci dacă nu câștigăm, nu dați like. Dacă câștigăm însă, dați like. Și câștigăm acolo 5-1. Ia să fie 6-1 însă. Mohamed Salah nu reușește să înscrie din penalti. Vini, Musiala, Lautaro, Szoboszlai și Vini din nou reușesc să marcheze. Și se pare că și Simon pleacă la Celtic foarte, foarte bine. Ne bucurăm pentru el și îl așteptăm cu overall-ul ăla crescut foarte mare, pentru că este un jucător de 3 milioane. Următorul meci este în Champions League. Suntem în Round of 16, unde o să jucăm contra la Roma, turul și returul. Avem și dueluri interesante între Borussia Dortmund și Paris Saint-Germain, Inter și Manchester City. Să vedem ce va face Inter fără strikerul lor de bază. Însă acest meci îl vom juca în episodul următor. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru mai multe notificări. Eu am fost Andrei Albait, v-am pupat. Pa, pa!